Oameni buni, vorbim despre show momentului, Survivor, super audiență, nebunie mare ce a fost. Dar înainte de a vă spune ce invitații avem, am o întrebare pentru telespectatorii noștri. Au fost mai devreme cei de la Haihui, oamenii aceștia care călătoresc peste tot. Ați văzut, ne-au dus imagini, Haihui în 2. Și am primit un mesaj și zice cineva în felul următor. Și aș vrea, uite, dacă se poate, coleguțul Cristi Mitrea, coleguța noastră Alexandra Gog, să spuneți ce ar trebui să răspundem noi telespectatorului. Zice așa: nu ți-e rușine să-i aduci pe ăștia care se plimbă pe banii noștri? Ea machiată și aranjată în Antarctica și copiii și bătrânii mor de foame. Cine a sponsorizat să se plimbe la Polul Sud? Nu vă e rușine? Și Ciuca a răspuns: doamnă, oamenii se plimbă pe banii lor, nu pe banii noștri. A răspuns deja și atunci Ciuca a răspuns. Dar stai un pic, că doamna nu s-a lăsat. Da, pe ce caută sponsor? Pentru că, pentru că au bani? De asta vor. Wow. M-am închis acolo, n-am știut ce să mă zic. Din păcate e trist dacă mă întreb pe mine, că știi că eu adică sunt sigur... Atent, asta nu e, uite, nu e că, uite, acopăr numărul de telefon ca să nu se vadă, numărul de telefon, adică ca să se vadă că fix ăsta e mesajul, adică, bă, oameni buni, am luat o razna. Nu, eu cred că din păcate este o doamnă la vârsta a treia care nu prea înțelege exact cu ce se mănâncă genul acesta, nu, de iartă, joburi noi, nu, pentru nu, că stai, este interpretat ca un job și nu cred, n-are importanță de vârsta asta, n-are importanță, că sunt oameni la vârsta asta care sunt impecabili și care nu... Și lipsă de educație probabil, că na, vârsta și lipsa de educație nu înțelege schimbarea asta de societate, că se schimbă lucrurile. Da, doamne, e ce, n-ai da, ce să răspund. Ce poți să-i răspund? Na, bun, hai să vorbim despre Survivor Show-ul care a cucerit România și iată All Stars. Acum avem alături de noi un om care a făcut mega performanță când a fost la Survivor. Sebi, omul spectacol, spuneam ceva mai devreme, cel mai rapid de pe traseu erai. Da. Erai cel mai tare. Da. Când, când te uiți acum acolo, ce zici? Ți-ar plăcea să fii? Da. Da și nu. Sincer, da, pentru că e un sezon unic. Este exact ca și... Am fost sportiv de performanță și este... Super fotbalist. Să fac o paranteză cu calificarea echipei naționale la Euro, e ca și cum joci în toate preliminariile și la campionat european te uiți de acasă. Am făcut ca o paranteză în domeniul meu. Aș fi vrut să fiu acolo, nu-mi pare rău pentru că înțeleg și toate deciziile care s-au luat, este ceva normal. Și e foarte greu, cred că, să duci toți concurenții și toată lumea. Evident. Nu cred că există niciunul care nu și-ar fi dorit să ajungă înapoi. Da. Și unul care nu merita tot și-ar dori să fie acolo. Eu, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă e ceva corect, nu mă simt neîndreptățit. Dar uite, vreau să te întreb ceva înainte de a discuta despre ce a fost aseară. Ție Survivor, show-ul, oarecum ți-a adus despărțirea de soția ta? Știu, da, că ai povestit la un moment dat asta, Sebi, nu? Da, am vorbit despre lucrul ăsta. Adică și plecatul ăsta departe și atâta timp n-a fost ușor de gestionat. Dacă e să răspund cu mintea de acum, spun că dacă am pierdut înseamnă că n-a fost pentru mine. Dacă e să răspund cum am răspuns atunci, m-am învinovățit ca un copil. Între timp au mai trecut 3 anișori, am pus lucrurile cap la cap. Practic n-am pierdut nimic, că un om care pleacă de lângă tine... Nu l-ai pierdut tu. A ales el să plece. Când faci ceva greșit vis-a-vis de omul ăla și îl pierzi făcând lucruri proaste vis-a-vis de el, atunci îl pierzi, că nu-l prețuiești. De cât timp aveați de când erați căsătorit? 8 ani. Nu, 2 ani de căsătorie. Și 8 ani de relație. 8 ani de relație. 8 ani de relație, de 2 ani căsătoriți. Da. Și practic, ce s-a întâmplat? Cât timp erai practic la șurile și a găsit pe altcineva? Atunci... Inițial nu mă gândeam la așa ceva, nu am aflat nimic de genul, dar cu timpul și, repet, atunci la cald lucrurile nu le gândești lucid, mai ales după 6 luni jumate de foame și stres și dor de tot ce se întâmplă acasă, nu gândești lucid și când am... Bine, eu am simțit oarecum din competiție, am visat nu lucrurile cred. Astea. Dar știi că multă lume care merge acolo spune că visează sau că simte când se întâmplă ceva acasă. Foamea cu care o legătură puternică. Foamea are o legătură, se curăță creierul. Eu în luna martie am visat pentru 3 nopți la rând, atunci am început să mă cer acasă, că am ajuns acasă, am intrat pe ușă și am spus am venit. Și am zis, bine. Ai stat pentru bani acolo, 8 luni. Și zic, da, n-avem nevoie. Și atât a fost în visul meu. Mamă, gen că... chestia asta de 3 ori? De 3 ori am visat chestia asta, că nu mai are sentimente pentru mine. De asta am și furat un telefon,
la un moment dat, se știe și lucrul ăsta, n-am mai rezistat. Am furat un telefon și n-am mai putut, cu orice risc. Și ți-a spus la telefon că... Nu, i-am dat poză cu mine și am zis că sunt bine, sunt aici doar pentru bani, te iubesc enorm. Și cam atât. N-am primit un răspuns înapoi. Dar, repet, dacă văd lucrurile de acum, nu știu dacă și-a găsit pe cineva, dar o femeie care nu se mai regăsește lângă tine și are, ca să nu zic așa, se întoarce de pe parte pe alta, fără niciun motiv, când ajungi lângă ea, în loc să te ia în brațe, să-i fie dor, se simte puțin vinovată de o chestie. Asta simțeai tu? Da, simțeam. Dar se vede. O femeie nu e o vorbă spusă de mine, de toată lumea și probată. O femeie când își ia, o face cu sufletul. Și când o faci cu sufletul, te ai remușcări din punctul meu de vedere. Se simțea asta pe ea. Repet, n-aș vrea să mă vad acum după 3 ani. Adică, când se întâmplă asta, îți se implică emoțional și se simte răceală. Atunci nu avea niciun motiv să nu mai poată să doarmă lângă mine. Adică eu... Te-a afectat asta în competiție? Încă după la un moment dat, da, voiam să pierd punctele, am pierdut puncte multe, să plec acasă, am văzut, cred că pot să vorbesc acum, nu am fost lăsat să plec, chiar dacă plângeam ca un copil mic, vreau să plec zilnic, am insistat vreo 2 săptămâni cu plecarea, am văzut că nu pot, că mi se spunea... Există un contract, da, da. Mi se spunea, ai un contract, trebuie să... Da. Ai fost fotbalist profesionist? Da. Dar acum e vorba de familie, emoție, dor. Ne pare rău. Și la noi e vorba de un contract, trebuie să-l respectăm. Nu mi s-a permis. Ești într-un concurs și... M-am întărit, m-am asumat și am dus-o încă din martie până în iulie, spre începutul lui iulie, spre finalul lui iunie. Am ajuns acasă, s-a întâmplat. Acum nu-mi pare rău că am fost acolo. Eu mă bucur că ești un tip foarte deschis și că poți să vorbești despre lucrurile astea, pentru că sunt mulți oameni care se uită acasă și câteodată nu înțeleg ce este în sufletul oamenilor care sunt acolo. Multă pentru că teamă. Te gândești, bă, fi bine acasă cu familia, cu copilul, eu cred că mulți încă nu realizează că este greu din toate punctele de vedere. Deci adică că nu mai de mâncați de asta. Okay. Cu tine. Eu m-am întâlnit cu multe întrebări după competiție, de la prieteni, de la oameni necunoscuți, mă oprindu-mă pe stradă. Am obosit la un moment dat să... Câteodată gesticulam atât de tare încât să simt ceva din ce le zic, dar nu ai cum să simți decât, dacă decât ești când ești acolo, pentru că nu poți să trăiești momentele unui om doar când îți povestește. Te pui puțin în pielea lui, aia, da, e greu. Dar cam atât. Nu poți să transmiți. Tu ai fost în competiție cu Jador în perioada da. Aia. Și cu Zani, da. Și cu Zani. Ana, acum oamenii ăștia sunt acolo. Da, m-am uitat așa la ei. Zani Dache, cum ți se pare? Ana Porgras. Cum ți se pare acest sezon, având în vedere că știm cu toții că Zani și Jador nu s-au înțeles foarte bine în sezonul în care a fost... E, din punctul meu de vedere, o altă mâncare de pește. Pentru că competiția Survivor All Stars implică complexitatea tuturor oamenilor de acolo, nu doar sportiv și cum ești tu ca om. Mulți dintre ei se văd că nu mai sunt ca în sezoanele normale, pentru că e o anumită presiune, da. S-a schimbat și regulamentul. Și toți știu jocul, da. Toți au fost acolo, nu-i prima dată. Ideea este că eu cu unul din concurenții am rămas oarecum apropiați, pentru că o perioadă am fost și noi certați cu Zani, dar am stat de vorbă cu el și am spus, tu în sezonul, având o experiență mai mare și în vârstă față de el și de sportiv, i-am spus, sezonul ăsta este altceva. Tu ce ai fost atunci... Să nu repete cumva greșelile pe care le-a făcut... Nu-i de greșeli, că e mare, e vaccinat, poate să greșească, nu îi port eu de grijă. I-am dat un sfat de sportiv. Atunci te simțeai puternic, dominai competiția, știai că ești votat, că ești susținut. Nu mai ești la start ca atunci când vei fi la All-Star, pentru că acolo vor fi sportivi mai puternici decât în sezonul ăla și ești într-o competiție... Adică undeva l-ai pus în gardă că el cu pe puterile lui, pe picioarele lui exact, singur. Acum este... Da, într-un cuvânt, nu mai e Survivor-ul din 2021. Este da. Altă mâncare de pește. Da, altă mâncare. Mi-a și plăcut. S-a văzut și aseară din primul episod, băiatule. Deja au început tensiunile. Pentru că oamenii ăștia sunt de ieri, câteva zile bune acolo, da. De
De asta spun, adică nu ieri au intrat prima dată în competiție. Păi nu, dar noi vedem ce s-a întâmplat imediat după ce au ajuns pe, de fapt, din prima seară. De asta, pentru cei de acasă, ei n-au filmat dimineața și seara, am văzut noi la televizor. Câteva zile, câteva zile bune de când sunt acolo. Dar deja că mai vezi că au început să se plângă, de asta zic. Deja primul conflict a avut loc după prima noapte. Este vorba de conflictul dintre Andreea Tonciu și Elena Ionescu, pe care, dacă vrei, Cătălin, putem și vedea pe scurt așa ce s-a întâmplat. Hai să vedem, da. Da. La piciorul, vezi? Aoleu. Ia uite-l, vezi? Da, da. Vezi, da. Cheamă doctora. De la ce? E, acum cheamă doctora. E de la oboseală, de la... Nu există așa ceva. Retenție. E și că nici n-ai dormit. Tu n-ai dormit. Aici e problema ta. Nu e de la oboseală. Nu-mi plac mie chestiile astea. Bă, nu pățești nimic, mă. Ce ai? Fitară pic, gata. Nimic, nu, dar nu-mi plac, adică dacă n-am voie să pățesc ceva, că dacă chem medicul, gata, ce-am făcut? Ce-i ne-am făcut? Medic! Medic! Mi s-a părut deplasat, zici că m-aș preface sau n-aș avea nimic și o chem doctorul. Dar cine ți-ai să chem? Ia. Dar n-am să chem. Ba da, ai muher, că dacă te-a mușcat, care-i problema, fii puternică. Nu e vorba să fii puternică aici. E vorba mea că de... M-am mușcat și mi s-a umplat de aici până jos. Dacă eu pățin ceva, mă doare pe voi. Nu înțeleg atitudinea asta atât de extremistă, dar dacă tu... Bă, nici eu nu ți-am înțeles atitudinea ta, pe bune. Am vrut doar să te adică n-am chemat doctorul că n-am dormit sau că mi-e rău sau că asta. Am chemat doctorul că de 3 zile mi s-a umplat de aici, s-au dus în jos. Dacă ea e obișnuită așa, ea e puternică, frate, să fie pentru ea, eu sunt eu. Nimeni nu poate să mă condiționeze pe mine să fiu într-un fel. Eu dacă acum vreau, plâng, acum râd, acum te bat, acum te înjur. Așa sunt eu, fiecare avem caracterul nostru. Nu trebuie să mă condiționez tu pe mine într-un fel ca să fac cum spui tu. Sau ce spui tu. Acum dacă mă întrebi pe mine cam artificial și artificială supărarea Andrei. Nu, cred că ecul emoționalul ia un pic dezechilibrat de la început așa și a interpretat puțin greșit. Nu cred că a vrut să zică cu răutate, Elena. Adică nu cred. A crezut că îi spune că o se preface, probabil. Pentru ea era, într-adevăr, o dramă că a fost mușcată de o insectă și voia ca toată lumea, mă gândesc eu, că să o compătimească și să-i spună, vai, Andreea, hai să chemăm medic, poate se agravează, poate și... Așa, dar Elena nu cred că ai zis cu răutate, să iei medic, cred că a vrut să o liniștească, adică nu e atât de grav să fie nevoie de un medic. La modul și mă gândesc parcă... că, ne poate spune și Sebi, medicul nu-l chem chiar așa la orice mușcătură de... Tu poți să-l chem, dar nu înseamnă că vine. Ideea, eu cred că era și impactul de camp, au văzut... condițiile. Asta zic, toate la un Andrei loc. Andrei Tonciu, exact. Poți să nu-i spui nimic când se vede acolo, clar nu-i place. După părerea mea, a vrut să-i spună la modul încurajator, dar... Ești și eu, cred, la fel. A interpretat probabil... Nervii, presiune, emoții, până te obișnuiești puțin. O noapte nu grea. E ușor, nu e ușor acolo. Plus că unii nu sunt făcuți să coboare atât de jos nivelul. Adică se adaptează mai greu, că de adaptat ne adaptăm cu toții, garantat. Poate unii dar se adaptează, niciodată. Unii sunt mai sensibili, fetele sunt clar mai sensibile decât bărbații. Din punctul meu de vedere, Andreea face ce trebuie, unii la fel fac tot ce trebuie. E o pată de culoare care sper să rămână cât mai mult acolo din partea mea. Eu susțin și pe Andreea pentru că chiar dacă n-a jucat, a adus... Ceea ce mi se pare mie interesant, că zici că este aruncat un blestem asupra... jocului ăstuia, pentru că la fiecare ediție cele mai mari probleme se întâmplă în sânul familiei faimoșilor. Nu mă întrebați cum, dar pare că echipa aia niciodată nu pleacă, n-are un start, n-are o comunicare eficientă, n-are înțelegere, toată lumea orgolioasă, toată lumea se bate cap în cap. Întotdeauna echipa războinicilor este cea care reușește undeva să câștige prin simplu ăsta fapt că reușesc să comunice unii cu alții mai ușor și sunt mai mai lasă de la ei. E cu toate și că și războinicii sunt faimoși acum. E și normal. Acum da. E și normal și cred că și știți de ce. E, nu vreau să tot zic de fotbal. E ca la fotbal. La Real Madrid sunt caractere puternice în vestiar. Așa și aici. La mamă, echipa te-ai dus departe cu comparația. Păi nu. Dar e o diferență. Ei sunt caractere puternice. Faimoșii vin din lumi diferite, să zic așa. Războinicii sunt mai înțelegători unii cu alții. Sunt mai calmi. Mai înțelepți. Mai înțelept. Mai avem ceva. Mai avem un material cu, hai să vedem, cu Jador, cu Jador, da, care a avut și el conflictul lui aseară. Hai să vedem. Hai să vedem despre ce e vorba. Ana,
aduc aminte, Jador, când ai afirmat treaba asta ieri. Nu, nu mi-aduc aminte. Readu-mi aminte, te rog. Băi, fii atent, eu făceam focul și la un moment dat voi erați foarte agitați. Așa. Stăceți, bă! Nu ne-ai înjurat, nu. Ba da. Ba nu. Bă, câtă lipsă de respect, mă, și educație să ai. Dă-o în pana mea, eu care am tăcut. Să rămână, tati, să rămână acolișoa. Da, mă, uite, oi fi eu, tanti, pentru tine. Bă, dar ai vorbit, nimeni nu te-a întrerupt. Vorbeam ai tine, bunul simț. În momentul în care vorbește cineva, te rog eu mult, curița mică, ascultă. Stars, baby! Eu când ți-am zis, vino să zic ceva la ureche, ți-a fost frică. Vino că-ți zic eu ceva. Da. Protejezi, nu... S-a furat puticul. Mă, bun, hai! Bă, stai, mă, să pot să stai, să mor dacă pot să dormi. Eu zic că pot, nu mai pupa! Hai, mă, să că dumneavoastră aveți copii? Nu. Să vă dea Dumnezeu. Stai liniștit. Bă, băiatul, dragul Cosola, ce putreabă. Eu sunt timid de un singur lucru. Toată lumea știe cum reacționează sau de ce în stare Jador și că într-un fel pentru mine ăla e skill-ul lui să te disperă, să te enerveze, să te toace și tot cade lumea în capcană. Aia pe mine mă fascinează. Deci are o, are o capacitate incredibilă de a te enerva. Mi se pare uimitor. Vedem ce se întâmplă în seara asta. Da. Sebi, așa, pentru cei care se uită, pe final ce le-ai zice? Pe finalul discuției noastre? Eu e prima oară când văd emisiunea Survivor. Vă zic sincer, eu nu m-am uitat la nicio ediție. Mamă, așa greu, care am fost. Mi-a fost foarte greu. Sincer, am încercat când am ajuns acasă. 43 de secunde, țin minte că a durat până când am închis, că n-am putut. Dar aseară mi-a plăcut foarte mult și jocul a fost interesant. Iar ce vedem, certurile astea, e nimic ca toată. E abia începutul. E abia prima zi. Ce pot să zic este că îmi place că se dă totul pe față din prima, așa ar trebui să fie lumea reală, ca să putem să înțelegem și noi cei de acasă ce se petrece acolo. O să vedem ce se întâmplă în seara asta și mâine seara avem Survivor la ProTV 21.30. Ce am remarcat eu este faptul că toți au burtică, cel puțin, aproape toți de la faimoși. Da. Că unii arată bine, Zani, Delea, nicio problemă. Vă mulțumesc mult de tot, vorbim mâine de Survivor.